Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Se spune că cine nu învață din istorie, riscă să repete greșelile înaintașilor lui. Așa se face când seara aceasta am oprirea cu mine, că l-am văzut pe fratele Costa că nu mai găsea un verset la un moment dat și l-am văzut că era fără ochelari. Așa se întâmplă că trebuie să porți ochelari și cred că de la 53 de ani încolo e ceva normal să-i porți. Domnul să ne întărească. Dorința inimii mele este și în seara aceasta ca să pot să fiu de folos cu cuvântul Domnului. Vă mărturisesc că nu-mi place să predic și totdeauna când mă văd pe programare mă gândesc dacă ar fi vreun musafir să scap cumva, să nu predic. Dar în același timp vă rog Domnului să fiu de folos pentru că aș vrea să fac ceva pentru lucrarea Domnului și Domnul să mă întărească prin mine. În primul rând să mă pocăiesc eu de cuvântul care îl citesc, pe care Domnul mi-l dă, familia mea și casa mea și apoi biserica întreagă, să profite și să ne apropiem de Domnul și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Nu mă interesează aprecierile nimănui, pentru că într-o zi sunt conștient că am să mă întâlnesc cu Domnul și să-mi spună că în 14 august 2016 am predicat Evanghelia și nu va fi important decât dacă cuvântul care l-am spus în seara aceasta i-a folosit cuiva pentru mântuire. Dacă l-a încurajat, dacă l-a îndreptat spre Împărăția lui Dumnezeu. Celelalte lucruri, că cineva s-a bucurat sau i-a plăcut, n-au nicio valoare. Nu vor ajunge acolo. Însă pe mine mă va întreba Dumnezeu dacă am spus tot ce mi-a pus pe inimă și dacă nu cumva am spus lucruri care să placă celor mai mulți de aici. Nu-s de folos. Trebuie să ne placă, să ne pocăim. Amin. Să spunem tot adevărul, așa cum e în Sfintele Scripturi, cum Domnul ne-l pune pe inimă, să ne ajute Dumnezeu să-l transmită mai departe. Amin. Câteodată este bun, este cu promisiuni, este și cu porunci, este și cu mustrare și Domnul să ne ajute să le privim pe toate din toată inima. Amin. Amin. Cuvântul Domnului de care mă voi folosi în această după masă va fi din Roman capitolul 10, versetul 1 la 4 și am să vă spun de acum, am să vorbesc despre două lucruri. Unul va fi despre Hristos, sfârșitul legii, este versetul 4 și al doilea este din versetul 3, neprihănire care se capătă prin credință. Versetul 1 este un cuvânt de introducere, Apostolul Pavel dorește și putem să-l luăm și noi ca un îndemn pentru noi. Apostolul Pavel, și în altă parte, numai aici, spune dorința inimii mele și rugăciunea mea este ca toți israeliții să fie mântuiți. Este un îndemn frumos și pentru noi, să ne rugăm pentru Israel, poporul pe care l-a ales Dumnezeu, poporul în care a venit Mesia, Mântuitorul Lumii, să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, să ne rugăm pentru acest popor, ca Dumnezeu să se îndure de ei și ei să primească lumina, să le se iei năframă de pe ochii lor, spiritual, și să-L cunoască pe Mesia. Amin? Căci până aici, când Apostolul Pavel vorbea, el recunoștea că iau râfnă, iau legea, îl slujesc Dumnezeu cu fidelitate și de mult timp, de 1000 și ceva de ani, însă fără de folos, pentru că își căutau neprihănire a lor prin lege. Și n-au cunoscut tocmai din lege și din profeți, căci Dumnezeu le trimisese un mare profet despre care vorbea Moise, adică pe Domnul Iisus Hristos, de care trebuie să ascultăm toți, binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Frați și surori, dar înainte ca să începem să vorbim despre aceste două puncte, aș dori să vă vorbesc despre închinare. Pentru că este foarte importantă atitudinea cu care venim în casa Domnului. Am mai spus de multe ori, venim aici fie să ne mântuim sufletele, fie să ne osândim, adică să avem o mărturie împotriva noastră, că într-o seară ca aceasta am ascultat cuvântul Domnului și am plecat tot cum am venit. Adică nu ne-am lăsat prelucrați de cuvântul Domnului. Și mă rog și în seara aceasta ca Domnul să facă, ca prin al Său cuvânt să ne prelucreze inimile, să ne lăsăm înduplecați, ca să putem să ne apropiem de El și să fim plăcuți Lui, ca să putem să intrăm în Împărăția Lui. Amin. Spunea salmistul David în psalmul 5, căci eu, prin îndurarea ta, și acum putem să spunem noi toți, căci noi, prin îndurarea ta, am putut să intrăm în casa ta și să ne închinăm cu frică în templul tău, cel sfânt. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Ce frumos că Domnul ne-a ajutat în seara aceasta să venim la adunare.
ne-am lăsat casele noastre, ne-am lăsat confortul nostru, ne-am lăsat odihna, somnul, piscina care ce-am avut pe acolo și ne-am pregătit și frumos am venit la adunare în casa Domnului. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Am venit de ce? Să ne închinăm Domnului, să avem părtășie cu El. Dar este foarte important dacă această închinare este una pe care și-o dorește Dumnezeu. Deci, am putut să intrăm în casa Domnului, dar să ne închinăm cu frică în templul tău cel sfânt. Adică aici, înaintea Domnului. Este foarte importantă atitudinea noastră, este foarte importantă închinarea noastră. Domnul Iisus Hristos, în Ioan, capitolul 4, stătea de vorbă cu o samariteancă și spunea, la un moment dat, am și să citesc cuvântul acesta, El spune așa, încep de la versetul 21. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul, că nu mă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim. Pentru că au pusese o discuție despre închinare și cui trebuie să se închine și unde trebuie să se închine. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Tatălui, cine se închină Lui, trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Închinare în Duh și în adevăr. Dar ne putem închina și altfel? Probabil că ne putem închina și altfel. Pentru că Domnul Iisus Hristos îi spune și ne spune și nouă în momentul acela, căci oamenii până la Domnul Iisus Hristos nu s-au putut închina niciodată în Duh. S-au putut închina înaintea lui Dumnezeu în trup, fizic, s-au putut închina și sufletește, dar ei în Duh n-au avut acces să închină niciodată. Pentru că Domnul Iisus spune, vine ceasul și acum a și venit, adică de atunci, de la El, vine ceasul când adevărații închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Pentru că astfel de închinător dorește Tatăl. Ce înseamnă această închinare în Duh și în adevăr? În primul rând, în adevăr, înseamnă să te închini Domnului în adevărul Scripturii. Cunoscând Scriptura, poruncile lui, legile lui și în contextul Scripturii. Închinare. Lui Dumnezeu, singurul Dumnezeu, care a făcut întreg universul și care este Tatăl nostru, slăvit să fie numele Domnului. Să ne închinăm înaintea Domnului în Duh. Haideți să începem să vedem ce înseamnă să ne închinăm înaintea Domnului în trup. Păi în trup înseamnă să lași casa ta și să pleci la adunare. Să renunți, dacă mai ai de lucru încă 2 ore, să pui taile sau să pui geamul sau știu ce să mai faci, să lași tot acolo, să pleci la adunare. Că e adunare. Să pleci la adunare și deja ai făcut o închinare în trup. Dacă ai mai și venit aici și ai ajuns la adunare, te închini înaintea Domnului, te pun pe genunchi, sau stai în picioare, sau ridici mâinile, toate se fac în trup. Poate chiar să rostești o rugăciune sau să cânți o cântare cu toată biserica. Este o închinare la nivel de trup. E bună? E bună. Slăviți să fie Domnul. Dar nu-i destul. E doar o închinare la nivel de trup. Izraeliții se închinau la nivel de trup. Mergeau și aduceau jerfe, făceau ceea ce Domnul le poruncise prin lege. Se închinau. Se închinau întreaga națiune înainte de Dumnezeu. Aveau sărbători când trebuiau să se închine cu toți. Dar trebuie trecut mai departe. Domnul vrea mai mult. O închinare la nivel de suflet, pentru că noi suntem trup, suflet și duh. Închinarea la nivel de suflet înseamnă să fii în adunare deja, adică închinarea în trup a avut loc, ai venit aici, se desfășoară. Și la nivel de suflet, suflet înseamnă voință, înseamnă sentiment, înseamnă minte, înseamnă inteligență. Și să stai aici în adunare și să cânți cu toată adunarea. Aia înseamnă să te închini și să pui și poate te și cercetează această cântare. Că sunt multe cântări care sunt date prin Duhul Sfânt și ne cercetează, nu-i așa? Nu ne vine câteodată să plângem când cântăm? Pentru că cuvântul Domnului este acolo și este un cuvânt minunat și sfânt și ne atinge. Dar s-ar putea să ne atingă doar la suflet, la sentiment. Sau rostim o rugăciune. Cu mintea noastră ne îndreptăm pe Dumnezeu și rostim o rugăciune de mulțumire și cerem și mulțumim lui Dumnezeu și slăvim pe Dumnezeu. Ne închinăm înaintea Domnului cu trup și cu suflet. Am pus și sufletul. Totul l-am pus în închinarea aceasta. Dar nu-i destul. E bine. Dar nu-i destul. Domnul ne cere mai mult. Ne cere o închinare în Duh și în adevăr. Pentru că noi avem încă o parte a ființei noastre care este duhovnicească, care este Duh. Și aici Domnul vrea să comunice cu noi.
Israeliții și oamenii până la Domnul Iisus Hristos n-au avut acces, pentru că la Sfânta Sfintelor și acolo nu se putea prezenta. Se prezenta Dumnezeu și Marele Preot o singură dată pe an. Dar acum pe deaua s-a rupt și noi avem acces să ne închidăm în Sfânta Sfintelor, să ne întâlnim direct cu Dumnezeu fără niciun intermediar. Și aici Domnul vrea să se întâlnească cu noi, slăvit să fie numele Domnului. Vreau închinare în Duh și în adevăr. Haideți, fraților, să facem acest exercițiu noi, ca și copiii Domnului, să plecăm de aici închinindu-ne Domnului în Duh și în adevăr. Îi mulțumim Domnului că ne-a făcut parte de adevăr din Scriptură și eu cred că mai mult ca la alte națiuni, poporul român a avut parte de o Scriptură și de un cuvânt curat mai aproape de izvor. Slăviți să fie numele Domnului pentru acesta. Amin. Dar, fraților, să nu ne grijăm să ne închinăm Domnului în Duh. Și vei spune, bun, dar cum să ne închinăm în Duh? În Duh înseamnă să trecem dincolo de ceea ce-i sufletesc. Nu-i de ajuns cam că ne-am închinat Domnului cu sentimentul, cu mintea noastră, cu voința noastră. În Duh înseamnă când ai ascultat o cântare sau când ai ascultat un cuvânt al Domnului și ți-a vorbit în mod personal. Înseamnă căci voința ta, voința mea, se topește și dispare în prezența lui Dumnezeu. Prin aceasta vom recunoaște și vom cunoaște că ne-am închinat Tatălui în Duh și în adevăr. Când plecând de aici din adunare, dacă Dumnezeu mi-a spus că în cer pe flori nu poți fi dus, prin cântare. Și am cântat și m-am închinat și în trup, și în sufletesc, am cântat și poate am plâns când am cântat, gândindu-mă că cei din Evrei 11 și alții au murit și au dat viața pentru Domnul Iisus Hristos, când plec de aici, îmi dau seama că ceva trebuie să schimbe în viața mea. Voința mea trebuie să cadă la pământ și voia lui Dumnezeu trebuie să se facă în toate. Amin? Amin. Ce înseamnă asta în mod practic? Când Dumnezeu mi-a vorbit de această cântare, eu nu mai pot să continui joi seara să pun taiere și să pun geamul. Eu trebuie să vin acasă, Domnului. Eu nu mai pot să stau acasă duminica sau să mă duc în altă parte. Eu trebuie să fiu la părtășie în casa Domnului. În cer pe flor, nu poți fi dus când alții s-au luptat. Când compar și când Dumnezeu îmi vorbește în felul acesta, voința mea, chiar dacă eu vreau să mai termin, să termin lucrarea acolo, dacă Dumnezeu și dacă voința mea cade în fața lui Dumnezeu, eu trebuie să mă închin înaintea Domnului în Duh și în adevăr. Voi recunoaște că m-am închinat în Duh, că m-am întâlnit cu Domnul în Duh, când voința mea s-a sfărâmat înaintea lui Dumnezeu. Sau dacă sunt unul care am mai mințit sau mai furat, când Domnul îmi vorbește aici cu cuvântul Lui, voința mea se duce. Chiar dacă consider că nu-i păcate, nu-i, știu eu, nu-i mare lucru. Când stau înainte lui Dumnezeu și Dumnezeu mă luminează, va trebui să iau o hotărâre și să renunț la ceea ce făceam eu. Și să-L las pe Dumnezeu să decide în viața mea și să mă supun voii Lui. Amin? Amin. Aceasta înseamnă închinare în Duh și în adevăr. Plec de aici un alt om. Nu mai plec. Chiar dacă am plâns la cântare. E bine să plângem dacă ne cercetează Domnul. Dar trebuie să treacă dincolo de sentiment. Să ne sfărâme voința. Și cu voință sfărâmată, predându-ne din tot sufletul, din toată inima, din toată puterea noastră de Dumnezeu, ne vom închina Tatălui în Duh și în adevăr. Și vom fi de folos pentru Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Frați și surori, haideți să ne întoarcem la cuvântul din seara aceasta. Aici cuvântul Domnului spune așa. Versetul 4. Căci Hristos este sfârșitul legii pentru oricine crede în El să poată căpăta neprihănire. Trebuie să vă reamintesc că noi, ca oameni, suntem păcătoși. Suntem păcătoși nu pentru că păcătuim neapărat, suntem păcătoși pentru că ne-am născut păcătoși, pentru că stră nepotul nostru, Adam, a păcătuit și natura lui păcătoasă automat a devenit și natura noastră. Noi eram în El când a păcătuit. Și noi suntem păcătoși pentru că noi ne tragem din El. Și noi avem o mare problemă. Omenirea are o mare problemă. Este păcătoasă și trebuie să iasă din această stare. Dumnezeu a pregătit ceva pentru omenire, pentru că a văzut că nu este o altă soluție și l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în lumea noastră, slăvit să fie numele Domnului. Deci, Dumnezeu ne-a creat, Adam a păcătuit, noi am fost în Adam, natura lui păcătoasă s-a transferat în viețile noastre, iar noi toți, prin definiție, suntem oameni păcătoși. Și avem nevoie să ieșim din această stare. În decursul istoriei și a vremii,
Dumnezeu a rânduit să trimită la momentul potrivit, l-a căutat pe Avraam, l-a scos din țara lui și a format un popor cu acest om, a format poporul evreu. Apoi, prin Moise, a dăruit o lege acestui popor cu scopul de a îndrepta, de a avea un popor separat de celelalte popoare, un popor care să asculte de legile lui, de poporul lui, un popor care să pregătească și să pregătească venirea lui Mesia pe pământul acesta, pentru că Dumnezeu avea un plan mare, un plan măresc de răscumpărare pentru noi, slăvit să fie numele Domnului. Așa s-a făcut că El a dat legea prin Moise și a dat acestui popor o lege. Dar în acest verset, Apostolul Pavel spune că și Hristos este sfârșitul legii. Bun, Hristos este sfârșitul legii, suntem de acord. Această epistolă s-a scris când încă exista templu, când încă exista Ierusalimul și când Israel era o națiune care se închina lui Dumnezeu la templu și aducea jertfe lui Dumnezeu. Dar în ce mă privește pe mine? Astăzi. Apostolul Pavel descrie unor oameni care erau obișnuiți cu legea. Vorbesc evreilor. Dar le-a scris și celorlalți și aceste cuvinte au rămas și pentru noi. Dacă citim capitolul 6 din Romani, vedem că acolo Apostolul Pavel 5 și 6 se ocupă în mod deosebit de păcat. Și ni se spune acolo că noi suntem botezați în moartea Domnului Iisus Hristos și că noi am murit față de păcat și că noi trebuie să ne socotim morți față de păcat și că noi trebuie să nu mai dăm mădularele noastre ca unelte ale legiuirii, ci să le dăm lui Dumnezeu, ca să lucrăm pe Dumnezeu. Și că noi suntem morți față de păcat și izbăviți de păcat. Capitolul 5 și capitolul 6 de Romani. Slăviți să fie numele Domnului. Avem toți nevoie să fim morți față de păcat și toți avem nevoie să fim izbăviți de păcat. Și lucrul acesta se face prin moarte. Prin moarte față de păcat. Moarte față de lume. Dacă vă amintiți, Apostolul Pavel aduce acolo un tablou, o imagine. Fratele Iosif, poate este mai ușor să înțeleagă cum e cu tablou decât este un bun pictor. Încercați-l să vedeți. Pictează foarte bine. El aduce acolo un tablou și spune așa: stăpân de sclav și sclav. Cine este stăpânul de slav? Este păcatul. Cine sunt slavi? Sunt oamenii. Adică oamenii nu fac ce vor. În capitolul 6 ni se spune că oamenii nu fac ce vor. Oamenii fac ce le spune stăpânul lor, slav. Ce le spune stăpânul de slav. Adică vor păcătui mereu, pentru că el este stăpân și slavul nu are ce să facă, pentru că există o autoritate de viață, de moarte peste slav. Slavul, omul păcătuiește. Atâta vreme ai un stăpân. Dar el spune, trebuie să muriți față de păcat. Adică să rupe această relație și să vă transferați în Hristos. De aceea spune Apostolul Pavel în Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și l-a dat pe sine însuși pentru mine. Adică am murit față de păcat, am murit față de lumea aceasta, stăpânul de slav trăiește și astăzi. Păcatul continuă să trăiască, dar eu am murit față de el, s-a rupt această relație și spune Apostolul Pavel, sunteți liberi, nu mai sunteți robi al păcatului, pentru că sunteți în Hristos. Cine este în Hristos? Tot el spune în 2 Corinteni, 5:17, cine este în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Deci problema este să aparții lui Hristos, să ieși din rasa aceea adamică și să intri în Hristos. Cum intri Hristos? Dumnezeu ne-a pus acolo. Am fost răstigniți. Adică El a făcut-o împreună cu Hristos. Ne-a pus Dumnezeu în Hristos și recunoaște că prin moartea lui Hristos și noi suntem morți față de păcat. Slăviți să fie numele Domnului. Suntem de acord că toți trebuie să murim față de păcat și aceasta se face prin naștere de nou și noi aparținem Domnului Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Domnului. Dar mi se spune aici că trebuie să murim și față de lege și trebuie să fim izbăviți de lege. Dar am avut noi vreodată vreo lege? Ca să înțelegem mai bine lucrul acesta, va trebui să vedem exact ce înseamnă lege. Sigur că poporul evreu a avut o lege foarte, foarte stufoasă, foarte complicată, dar în legea aceasta se găsește o lege morală și cele 10 porunci, lege care sunt pretențiile și exigențele lui Dumnezeu pentru totdeauna și pentru toți oamenii. Legea ceremonială pentru jertfe și așa mai departe și cum să se căsătorească și cum să-și împartă pământul, aceasta pe noi nu ne mai interesează și nu ne mai privește. Dar în ce privește poruncile,
Legea morală este o lege a lui Dumnezeu și sunt pretenții lui Dumnezeu exprimate odată pentru totdeauna. Ele nu se vor schimba niciodată. Dacă Dumnezeu a spus atunci evreilor să nu furi, este valabil și astăzi. Să nu curvești, este valabil și astăzi. Să nu minți, este valabil și astăzi. Sunt pretențiile lui Dumnezeu. Legea înseamnă un pachet sau un set de legi și de porunci pe care Dumnezeu le-a dat să fie ținute. Aceasta înseamnă lege. Adică Dumnezeu ne cere să facem ceva. Ca să-i fim plăcuți Lui, trebuie să împlinim aceste legi, aceste porunci. Har sau grație înseamnă că Dumnezeu face ceva în locul nostru. Fără ca noi să fim meritat. Este harul lui Dumnezeu. Este grația lui Dumnezeu face ceva în locul nostru. Când ne putem noi plasa sub lege? Noi ne plasăm sub lege atunci când căutăm să facem noi ceva în trup. Atâta vreme cât un om care nu-i născut din nou va încerca să-i placă lui Dumnezeu, nu va reuși niciodată. Lucrul acesta este demonstrat. Pentru că este rob al păcatului, dacă n-a murit încă față de păcat, dacă este încă în vechea rasa lui Adam, dacă n-a murit față de păcat, orice va încerca să facă ceva plăcut lui Dumnezeu, cu siguranță că va și păcătui. Undeva va păcătui și nu va fi plăcut lui Dumnezeu. Ca să fii plăcut lui Dumnezeu, trebuie să ieși din Adam, din rasa lui Adam, adică Hristos a început o altă entitate, cei care au murit față de păcat intră în Hristos și se cheamă Biserică, trupul lui Hristos și devenim mădulare al Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Noi suntem mădulare în trupul lui Hristos sau Biserica lui Hristos. Aici este o făptură nouă, aici toate lucrurile s-au schimbat și aici totul se schimbă. Dar este oare mai puțin pretențios Domnul Iisus Hristos decât legea? Nu. Nu înseamnă că suntem oameni fără lege. Nu înseamnă că suntem oameni care putem să facem ce vrem. Dimpotrivă, Iisus Hristos este mai exigent ca și legea. Cererile Lui sunt mai pretențioase, sunt mai mari. Însă El este acel care le face și ne dă puterea să le facem. Le face împreună cu noi, slăvit să fie numele Domnului. Credeți lucrul acesta? Cum se întâmplă practic că El face lucrul acesta? Am să vă citesc un cuvânt din Filipeni ca să vedeți că Dumnezeu ne-a dat practic ce se întâmplă când suntem în Hristos și de ce în Hristos putem să facem voia Lui și nu putem face când nu suntem născuți din nou. Spune aici, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi, după ce suntem născuți din nou și când suntem în Hristos, lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea, slăvit să fie numele Domnului. Când ești în Hristos, El îți dă și voința să faci voia Lui și El îți dă și puterea și înfăptuirea, adică El o face prin tine, slăvit să fie numele Domnului. Nu poți să nu te duci la un cuvânt al Domnului pe care Domnul l-a discutat cu ucenicii, mă întorc în Ioan, capitolul 15, și repede aș vrea să trecem puțin în acest capitol și el spune așa, capitolul 15, eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roade de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roade dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și cine rămâne eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Gândiți-vă, vă rog, la acest cuvânt. Dumnezeu este vierul, Domnul Iisus Hristos este vița, adică este coarda aceea prin care vine seva și puterea, și noi suntem mlădițele, suntem acele mici mlădițe care sunt vii și care trebuie să aducă roadă. Domnul Iisus Hristos spune, fără mine, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Oare nu putem chiar să facem? Mai facem noi câte ceva și fără El, dar e nimic. E zero. Nu înseamnă nimic spiritual. Dacă vrem să facem ceva duhovnicesc, ceva spiritual, trebuie să ne tragem viața din Hristos. Slăviți să fie numele Domnului. Când ne vom trage viața, ne nescus din nou, ne o tragem din propriile noastre forțe și vrem să placem Dumnezeu, faliment sigur. Faliment sigur. Dar când suntem născuți din nou și ne tragem viața din Hristos,
Așa cum este vița și mlădița, toată viața care vine din Hristos vine în mlădițe și suntem de folos pentru împărăția Lui, slăvit să fie numele Domnului. Asta înseamnă practic. Să-ți extragi energia ta duhovnicească, spirituală din Hristos. Nu din omul vechi, din Hristos. Pentru că noi suntem păcătoși. Chiar dacă avem păreri bune despre noi, așa cum spunea câteodată și fratele Iosif. Păi sunt de acord că toți oamenii suntem păcătoși. Dar când e vorba despre Pavel Ardelean, mă compar și zic, nu-s chiar așa. Nu-s chiar ca și eu sau ca și eu. Dar Dumnezeu a dat legea tocmai să ne arate cât suntem de păcătoși. Dacă n-ar fi existat legea, nu ne-am fi dat seama. Dar Dumnezeu ne-a arătat că noi cădem câteodată mai mințim, câteodată mai furăm, câteodată nu iubim pe Dumnezeu cu toată inima, și altele și altele. Și ne arată Dumnezeu că nu suntem buni de nimic. Că e nevoie să murim față de această lume, față de păcat, și să fim născuți din nou și Dumnezeu să pună noi o altă viață și o altă natură, slăvit să fie numele Domnului. O natură care nu e îndreptată spre păcat cum era înainte, ci o natură care e îndreptată spre cele duhovnicești. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În noi sunt doi oameni. Unul este lumesc și unul este duhovnicesc. Dacă purtăm de grijă de cel duhovnicesc, el va crește. Și purtarea de grijă la omul duhovnicesc este prin rugăciune, este prin post și este prin stradăncind cuvântul Domnului și prin rugăciune. Purtăm de grijă de el, omul duhovnicesc este viguros. Omul duhovnicesc îi place la adunare. Omul duhovnicesc caută părtășia. Purtăm de grijă de omul firesc, va umbla după lucrurile din lume. Și ce lucruri din lume? Este putrezire, n-au nicio valoare și cine iubește lumea și lucrurile din lume nu poate să fie plăcut Dumnezeu. Cum să-i place lui Dumnezeu? Când cei din lume și lucrurile din lume sunt ostile lui Dumnezeu. Când își bat joc pe față de Dumnezeu. Tu să iubești lucrurile din lume? Să iubești ceea ce lumea apreciază? Când ei sunt ostili pe față înainte de Dumnezeu? Nu se poate. Trebuie să iubim pe Dumnezeu. Să ne ocupăm de omul duhovnicesc. Dacă vrem să trăim cu Domnul, Domnul ne vrea în părtășie, în duh și în adevăr. Și Domnul să ne ajute lucrul acesta. Ne vom lăsa sub lege când vom încerca să facem ceva cu omul nostru vechi. Când vom trăi în Hristos, suntem o făptură nouă. Ne extragem viața din el, din viță, vom fi de folos pentru Domnul. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În sensul acesta, Domnul Iisus Hristos a împlinit legea. El este sfârșitul legii și cine este în el este o altă entitate, este biserica lui, este trupul lui, slăvit să fie numele Domnului. Și mă rog ca toți dintre noi să facem parte și să fim mădulare în trupul Domnului Iisus Hristos. Să curgă prin noi, prin toți, viața Domnului Iisus Hristos. Un al doilea punct pe care aș vrea să-l discutăm în seara aceasta este versetul 3. Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor însăși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Evreii au făcut o mare greșeală. S-au închinat ei înaintea lui Dumnezeu, au căutat ei o neprihănire care, până la un moment dat, trebuia să o caute, dar când a venit Mesia, ei trebuiau să-L vadă, pentru că era scris în profeții, era scris în legea lor, că Dumnezeu va aduce un mare profet de care trebuiau să asculte. Nu L-au recunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Și ei și-au căutat totdeauna o neprihănire pe care și-au pus-o înainte lui Dumnezeu, prin faptele, prin împlinirea legii. Cuvântul Domnului din abundență ne spune. Apostolul Pavel, când începe această Evanghelie, mă refer la capitolul 1 din Romani, versetul 16 și 17, spune așa. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea de mântuire a fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece ea este scoperită o neprihănire care se capătă prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Slăvit să fie numele Domnului. O neprihănire. Adică, ascultând cuvântul Domnului, citind cuvântul Domnului, săpând aici în cuvântul Domnului ca după o comoară mare, vei descoperi că aici este o neprihănire pe care noi o căpătăm prin credință. Slăvit să fie numele Domnului. Nu prin fapte, spune Apostolul, ca să nu se laude nimeni. Nu prin fapte. Prin credință este darul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Și tot aici, nu departe, spune căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura să ajunge la mântuire. Slăvit să fie numele Domnului. Dar este o problemă. E chiar așa de simplu? Mântuiește Dumnezeu așa la grămadă? Dacă eu sunt un om, un păcătos notoriu,
și fac toate relele din lumea aceasta afară. Și mit, și fur, și lucruri care să nu le mai spunem aici. Și dintr-o dată vin aici și ascult o predică și predicatorul spune aici că cei ce fac lucrul acesta vor merge genial, dar cei ce se pocăiesc și cred vor ajunge în rai. Automat cred și eu și zic, cred și eu. De ce să mă duc în iad? Când pot să mă duc în rai? Dacă e așa de simplu, ce mă doare gura să cred? Nu orice credință. Vă întreb eu, creștinii aceștia care se declară în țara aceasta, care spun că sunt creștini și care apără și care manifestă împreună cu homosexuali, mai sunt, au o credință? O credință care să-i mântuiască? Sunt și excepții. Tâlharul a fost mântuit pe cruce. Dar, în general, Dumnezeu testează credința noastră. Dumnezeu nu se mulțumește doar cu spusele noastre așa de pe buze, să fim declarativi și să declarăm că suntem credincioși, că credem în Dumnezeu și că credem în Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu vrea o credință încercată. Am să vă duc în Sfintele Scripturi și vă rog, dacă vreți să deschideți, 2 Petru, versetul 1, capitolul versetul 1. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț. Oh. Deci nu e chiar simplu. Credința aceasta. Sau neprihănirea care se capătă prin credință. Credința aceasta are un preț. Nu e orice credință. Nu e numai că am declarat ceva. E o credință care are un preț. Care are o valoare. Aș vrea să vă duc cu gândul la Avraam. Avraam este unul din oamenii pe care, unul dintre, sunt mai mulți, și Iov și alții pe care Dumnezeu i-a testat. Dumnezeu l-a testat pe Avraam și i-a spus că i-a considerat credința. Ce i-a considerat-o? Neprihănirea. Avraam nu avea Vechiul Testament. Nu l-avea. Nu era scris Vechiul Testament. Nu știa nimic despre planul lui Dumnezeu. Decât ce i-a descoperat Dumnezeu pas cu pas în viața lui. Nu știa despre Noul Testament. Nu știa nimic. Noi ne vedem astea desfășurate. Noi vedem profeții împlinite. Noi vedem cuvântul scris, îl citim, îl înțelegem astăzi. Dar Avraam nu știa nimic din astea. Dumnezeu. Avraam a ascultat o voce. Și a spus, ieși din țara ta și du-te acolo. Și Avraam putea să spună, dar oare am ascultat-o bine? Să-mi las familia, să-mi las tatăl, să-mi las mama, să-mi las tot ce e, să-mi las frață. Să ies așa. Dar n-a făcut-o nimeni din neamul meu. De ce? Poate a fost o confuzie nouă. Avraam a deosebit și a spus să ai voce lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a spus să ies din țara mea. A trecut testul? L-a trecut. Slăvit să fie numele Domnului. Dar a fost o credință testată. Pe urmă Dumnezeu îi făgăduiește un fiu. Și spune că va avea un fiu. Și va avea o sămânță așa de mare ca boabele de nisip de pe malul mării. Nu poate fi numărată. L-a crezut pe Dumnezeu Avraam. Dar Dumnezeu a vrut să mai convingă încă o dată. Și l-a mai testat o dată pe Avraam. Știți ce a făcut? Vă gândiți. I-a spus, ia pe fiul tău Isaac și adu-l jertfă. Mă gândesc la Avraam și fi zis, oare m-au zis bine? Dar se contrazice. Același Dumnezeu îmi spune că o să am o sămânță așa de mare și acum îmi spune să-l aduc jertfă? Ceva e rom. Poate n-am auzit bine. N-a spus Avraam așa. Avraam a recunoscut că acolo e vocea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu i-a spus să ducă jertfă pe Isaac, Avraam a luat slugile, două slugi pe care l-a luat pe el, a luat pe Isaac și a pornit la muntele Moria, care de 3 zile ca să meargă să ducă jertfă pe Isaac. Nu s-a întâmplat într-un ceas, nu în 2, nu în 10. 3 zile, Avraam era băcinat. Să-l duc, să-l duc. Chiar mi-a vorbit Dumnezeu? Chiar a fost oare vocea lui Dumnezeu? Dar de ce îmi cere Dumnezeu așa? Dacă mi-a promis că mi-l dă, mi-l o da, de ce mi-l ia? Și Avraam probabil că a fost 3 zile l-a lăsat Dumnezeu să se răzgândească. I-a testat credința. Vă imaginați 3 zile? Adică să-l iei pe băiatul tău și să-l duci. Și să vorbești cu el pe drum. Și să-l spui la slugi, voi rămâneți aici. Noi, eu și băiatul, mergem să ne închinăm înaintea Domnului. Și la un moment dat băiatul, probabil că au vorbit 3 zile, vorbești pe drum. Dacă mergi o zi cu un om, ai să afli tot despre el. Dar 3 zile au tot vorbit. Și la un moment dat băiatul se întoarce și spune, tată, văd focul,
fătălenele dau de jertfa. Și Avram, foarte crezând în numele Dumnezeu, a spus, va purta Dumnezeu de grijă. Și mă gândesc să fi uitat și Isaac. Sunt lemne, este foc. Unde e jertfa? Dar unde este jertfa? Și nici atunci Avram nu a cedat. Credința lui a fost testată până în ultimul moment. Până în ultimul moment să-și pună mâna pe cuțit și să-și împlânte în propriul său fiu. Până când Dumnezeu l-a oprit și Avram îi oprește. Am testat credința ta. Am văzut. E o credință cu un preț. A plătit un preț Avram? L-a plătit. Așa credință, Dumnezeu o consideră de prihănire. Slăviți să fie numele Domnului. Dar nu orice credință, nu o credință ieftină, frate și surori. Nu o credință din asta, când ne vine greu să venim la adunare. Nu o credință din asta. Haideți să ne întoarcem în Evrei, capitolul 11. N-am să citesc tot capitolul. Dar vreau să-l cunoașteți și-l știți. Și spune aici așa. Femeile și-au primit înapoi pe morților în viață. Unii ca să dobândească o înghiere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit. Batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrăuri, chinuiți. Au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu coșoace în piei de capre, lipsiți de toate. Prigoniți, munciți. Ei de care lumea nu era vrednică au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin pește și prin crăpături de pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totul n-au primit cele vreste făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă la ei, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Titane ai credinței. Eroi al credinței. Ei s-au dus în cer. Unii au fost arși pe ruguri, alții au fost în grob cu lei sau în arenă cu lei, alții au fost, mă rog, chinuiți așa cum i-au chinuit oamenii de atunci. A fost testată credința lor? A fost testată. Ei s-au dus la Dumnezeu, s-au dus în Împărăția Dumnezeu. Noi spunem la fel, ne vom duce în Împărăția Dumnezeu, vrem să ajungem acolo. Cu ce credință? Ce preț are credința ta și ce preț are credința mea? Domnul să ne ajute să ne cercetăm. Amin. Aș vrea să mai lăudăm de Domnul cu o cântare comună și acolo cum vom apropia de El.